Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi parlamentari, guvernăm pentru oameni și trebuie să găsim soluții pentru a răspunde mai bine nevoilor pe care le au. Partidul Social Democrat a reușit să-i convingă pe partenerii din coaliție să admită acest obiectiv esențial. Pensiile trebuie mărite cu cel puțin 10%, iar salariul minim trebuie să ajungă la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023. Majorarea salariului minim se adresează în primul rând salariaților cu venituri mici din mediul privat. Prin acordul exprimat în coaliția asupra acestei propuneri, PSD își atinge astfel unul dintre obiectivele politice enunțate de la începutul acestei sesiuni legislative, referitoare la sprijinirea salariaților cu venituri mici din mediul privat. Propunerea PSD, exprimată încă în urmă cu 3 luni, prevede o creștere a salariului minim de la 2.550 la 3.000 de lei, iar scutirea de taxe pentru 200 de lei din veniturile angajaților, care în prezent se aplică doar în cazul majorării voluntare a salariului minim, se va acorda începând cu 1 ianuarie 2023 tuturor salariaților din această categorie. Vreau să subliniez că majorarea salariului minim este necesară și pentru menținerea în țară a forței de muncă de care au nevoie antreprenorii pentru a desfășura activitățile economice. Cu toate că sunt domenii în care companiile consideră că le cresc costurile prin majorarea salariilor, segmentele vitale ale economiei românești, în special din domeniul producției și industriei agroalimentare, suferă din cauza lipsei de personal calificat, tocmai pentru că specialiștii preferă să plece în afara țării pentru a avea venituri mai mari. Astfel, alături de colegii mei socialdemocrați, din Parlament și din Guvern, voi continua să promovez programe și măsuri de sprijin adresate categoriilor active din societate care se confruntă cu dificultățile provocate de actualul context economic. Vă mulțumesc, deputat PSD Dan Constantin Șlincu.